Imagini inedite au fost surprinse pe cer marți seara. Un meteorit a pus în stare de alertă salvamontiștii din Hunedoara și Gorj după ce, în zona Lupeni Uricani, a fost observată pe cer o lumină puternică cu flacără și zgomot care s-a deplasat în mare viteză către sud. În jur de ora 22 seara a trecut undeva paralel cu scoarța terestră, cum spunem, de când a căzut la noi. A trecut pe deasupra Văi Jiului, în zona Lupeni Uricani, pe acolo printre. Un meteorit destul de mare, foarte vizibil și cu mult zgomot, asemănător cu un avion cu reacție. Au fost observat de către băieții de la Salvamont din Valea Jiului, au alertat, să zicem, într-un fel și colegii din Gorj, crezând că a căzut la ei. După informațiile culese și de cei din Gorj, s-a constatat că, într-adevăr, meteoritul destul de mare și cu mult zgomot a trecut și pe deasupra Gorjului, deasupra Târgu Jiului, și s-a îndreptat, bine, undeva dincolo de granițele țării, prin Bulgaria. După informațiile noastre, a căzut în zona Vidinului. Informațiile și imaginile ulterioare au permis salvamontiștilor să își dea seama că este vorba de un meteorit și nu despre un avion, așa cum inițial se crezuse.